Bună internet, bine ați revenit la seria de podcast Mixed Perspectives. Pentru că de ce nu? Toată lumea face un podcast, hai să încercăm și noi. Mai mult decât doar de a face, încercăm să fie unele de substanță. Este la voi să ne lăsați în comentarii dacă ne-a ieșit sau nu. Și meritul evident va fi al invitaților de fiecare dată. Iar pentru acest episod îl avem alături de noi pe Ștefan Chirițescu, unul dintre cei mai experimentați oameni de strategie și nu doar din România până la urmă, extrem de insightful, așa că luați-vă popcorn-ul, luați-vă cafea mai aproape, că o să fie cel puțin interesant. Ștefan, care are peste 20 de ani de carieră? Da, am început în 2001. Ok. Abia exista internet atunci. O luăm cu tehnologia, că de. Nu putem să o băgăm sub preș, dar să o demitizăm putem. Și toți o dăm înainte cu AI, cu generativ, cu ce-o mai veni după. Întrebarea este cum se manifestă asta la nivel de demers strategic, în primul rând, despre produs, da? Da. Și până la urmă la nivel de ecosistem de comunicare. Așa e, cred că sunt fix astea două dimensiuni de care spui. Pe de-o parte despre ce înseamnă tehnologie în dezvoltare de produs sau de serviciu, iar pe de altă parte ce înseamnă tehnologie în comunicare. În prima parte, din păcate, încă nu avem atât de multă influență. Știu că tot timpul agențiile spun că sunt parteneri de business, consultanți și așa mai departe, dar realitatea îți arată că nu poți controla sau nu poți influența atât de mult un produs tehnologic. Și atunci, cumva, miza pe care o avem este cea în care trebuie să înțelegem foarte bine cum evoluează tehnologia din perspectiva business-ului la clienți și să vedem cum putem să integrăm acele feature-uri în partea de comunicare. Unde, da, poți influența mai mult sau mai puțin povestea asta. Eu sunt într-un caz fericit. Unul dintre conturile mari pe care lucrez și pe care mi-am dorit tot timpul să lucrez este Vodafone. Iar la baza acestui brand stă ideea de tehnologie care are și un meaning foarte serios, și anume punem tehnologie pentru progres social. Ceea ce mi se pare că e combinația corectă, sau așa ar trebui să fie combinația corectă asta, să folosești tehnologia pentru un bine social. Acum, ce înseamnă această tehnologie și ce înseamnă acest bine variază de la fiecare brief în parte, ca să zic așa. Avem campanii foarte mari în care am folosit tehnologia pentru a influența modul în care se întâmplă lucrurile mai bune în jurul nostru. Vezi Smart Forest, care este un proiect în care am cumva cartografat ce se poate întâmpla când se fură pădurea, între ghilimele. Sau această poveste despre salvament, unde realmente a ajuns niște oameni să aibă niște intervenții mai bune și mai eficiente, unde binele este evident, salvezi practic vieți. Și asta este și una dintre campaniile pe care le-am tot înscris în diverse competiții, pentru că cred că o merită din toate punctele de vedere. Dar pe de altă parte, cred că discuția interesantă despre tehnologie este ce înțeleg oamenii din asta. Pentru că una este ceea ce spui tu și ceea ce vrei tu să transmiți și asta este ce înțeleg și folosesc oameni. Și aici e un disruption destul de mare, pentru că realitatea îți arată că evoluția tehnologiei este mult mai rapidă decât capacitatea oamenilor de a integra în viața lor. Și cred că asta e miza, cumva, strategiei în comunicare, să reușești să găsești balansul corect și bun și relevant pentru oameni legat de tehnologie. Bine punctat, că uite, ajungem și nu putem să fugim de consumatorul final, în definitiv. Da. Acolo ne raportăm întotdeauna în comunicare și cu atât mai mult în demersul strategic, până la urmă. Corect. Și aici întrebarea. Toată îmbrățișarea asta a tehnologiei, vezi că ar putea, parțial cel puțin, sau pentru anumite branduri, să dea peste cap strategia de brand? Să o influențeze, să o... Cred că e o nuanță importantă aici. De fapt, e un continuum de a te da peste cap sau te reinventa versus a integra. Eu cred că mai degrabă în comunicare e despre a integra tehnologia, pentru că a te da peste cap este de la că ești cumva un produs sau un brand care este în zona strict tehnologică, ceea ce, nu știu dacă e bine sau rău, dar cu siguranță nu toate brandurile sunt în zona asta. Apropo de 23 de ani și 22 de ani, sau cât ai zis tu că e de când m-am apucat de publicitate, da, evident, tehnologia te ajută față de acum două decenii să faci lucrurile mai repede, mai bine, mai valoroase pentru oameni. Deci din perspectiva asta, da, e clar că s-a schimbat profund modul în care lucrăm. Și gândește-te că
de la modul în care prezentam creația acum 20 de ani versus cum prezentăm astăzi creație, când atunci începea cu un storyboard poate printat pe niște cartoane versus niște aplicații prin care astăzi poți să pui și voce și așa mai departe. Este o diferență extraordinară. Dar cred că în sine, mecanica de a te gândi la creație și de a te gândi la strategie nu s-a schimbat în mod fundamental. Ce s-a schimbat în mod fundamental este modul cum folosești aceste instrumente. Și am citat o definiție despre tehnologie și despre valoarea ei și cumva ce mi se pare tare este că tehnologia este suficient de importantă atunci când nici măcar nu mai simți. Da? Gândește-te la fire, da? Gândește-te la internetul ăsta pe care îl vedem până în București. În momentul în care nu-l mai vezi, când de fapt internetul este ceva embedded în activitatea ta de zi cu zi, înseamnă că tehnologia a penetrat foarte mult viața ta. Și cred că asta e de fapt marea evoluție despre care putem vorbi, că de fapt nu o mai simțim, pur și simplu o utilizăm. Uită-te la copii cum învață să folosească diverse device-uri de la vârste foarte, foarte fragede. Ceea ce, na, sigur că e un pericol undeva, pentru că poate că îi scoți de niște activități normale pentru copilărie, dar pe de altă parte ai zona asta extraordinară în care ei se pregătesc mult mai repede pentru viață, ceea ce pentru generațiile noastre a fost un pic mai complicat. Da, nu știu, o iau ca pe un compliment că da, mă spui generațiile noastre. Da, da. Ok, se întâmplă asta, o trăim, da, până la urmă o trăim, o exprimăm. Cum a influențat, cum evoluează, cum se transformă, ce se întâmplă cu rolul strategului în definitiv, evident în ecosistemul acesta care se conturează, se dezvoltă și devine embedded efectiv în viața noastră în definitiv, nu doar în job. Da, cred că e cea mai bună întrebare, pentru că ori de câte ori încerc să fac angajări cu copii foarte tineri și îi spun vreau să lucrez la strategie, întrebarea mea este ce te pasionează din strategie? Pentru că strategia astăzi are foarte multe domenii care de fapt au urmărit modul în care tehnologia, sau mă rog, de fapt modul în care mixul de comunicare a evoluat datorită tehnologiei. Drept pentru care există strateg de brand, care de multe ori nici măcar nu este angajat al agenției și poate nici al clientului, este pur și simplu un consultant extern sau un terț care influențează acest mod de manifestare al brandului, după care vorbești despre un strateg de comunicare, după care vorbești despre strategie de content, după care vorbești despre strategie de media, după care vorbești despre strateg de social media. Asta este o invenție care acum, cred că nici acum 5-7 ani nu exista. Un strateg de social media nu exista ca funcție, ca rol separat. Cineva făcea și asta. Astăzi este deja în sine o specializare. Deci cumva, ca să rezum răspunsul la întrebare, ce mi se pare tare este că s-a fărămițat, între ghilimele, rolul strategiei. Și ai specializări pe componente foarte, foarte aparte. Ceea ce e bine. Pentru că, da, ce a fost greu generației mele de plenări, apropo, când am intrat în publicitate, erau doi plenări, era Mătășel și Psata, sau Psata și Mătășel, ăștia erau, da? Și noi toți ceilalți încercam să... Păi când am intrat eu, erai tu în plus. Eram eu în plus, da. Deci asta zic, adică eram o mână de oameni și cumva, poate că o să sune dur, aveam aroganța să credem că știm să le facem pe toate. Nu știam să le facem pe toate sau dacă le făceam, nu le făceam suficient de bine. Adică pentru mine și astăzi este fulminant cum lucrez cu un junior care vine și îți dă o perspectivă la care nu te-ai gândit niciodată, știi? Și știu că poate suna poetic asta, dar chiar se întâmplă povestea asta. Poate că nu e structurat, poate că nu stă genul de informație mestecată sau structurată, dar îți dă o perspectivă la care îți dă direcția la care tu nu te-ai gândit. Deci da, îmi place să cred că există multe misiuni de strategie astăzi și cred că asta e influența foarte mare a tehnologiei. Cumva ne-a așezat pe toți, ne-a specializat pe toți. Și mi se pare interesant pentru că dacă în ultimii 5 ani s-a vorbit foarte mult despre comunicare strict digitală, iar brandul a rămas undeva în spate sau în umbră, văd din ce în ce mai des cum lumea se întoarce la brand. Pentru că da, cred că în aceste două lumi coexistă. Modul în care se manifestă un brand și modul în care el ar trebui să funcționeze într-un hygiene type of communication în fiecare zi. Și cred că asta e miza. Cum găsești balans între cele două? Hai să continuăm un pic pe direcția asta. Strategia la început era acolo ca să dea direcția. Uh-huh. De multe ori te așteptai ca strategul să aibă acest rol de smartest guy in the room, da? În toată această fragmentare despre care vorbești la nivel de strategie, care mai este rolul efectiv al strategiei sau care dintre ele dă firul roșu, uh-huh,
Pentru că, uite, ai spus de multe roluri care au un vin până la urmă să îmbogățească demersul. Firul roșu la cine mai stă? E bună întrebarea, pentru că nu cred că am un răspuns 100% corect din punctul meu de vedere. Cred că depinde de foarte multe ori. Există branduri foarte mari unde această zona liniei roșii este ținută de un om de la client și cumva cred că e firesc să fie așa, pentru că tu ar trebui să fii un fel de brand guardian și să ai grijă de cum se prezintă brandul tău în fața lumii. Pe de altă parte, avantajul unei agenții mari, cum este și agenția pentru care lucrez, are această facilitate, dacă vrei, pentru clienți, pentru că facem acest gen de lucruri pentru clienți, la un nivel regional, european sau uneori chiar global. Deci da, cred că se păstrează în continuare zona asta de linie roșie la plenerul mare, dacă vrei, și aici la plenerul mare în cerchier, cum vrei să numești brand, activity sau așa mai departe, dar pe de altă parte, ce apare nou în joc este modul în care coordonezi alți oameni care au roluri de strategie, nefiind poate neapărat oameni de strategie. Adică modul în care lucrez cu un om de media, care nu e neapărat un planner de media, poate este un buyer de media, sau poate este un om care știe foarte bine un mediu per se, ție poate să-ți aducă într-o campanie oarecare, zic oarecare în sensul de particular, o valoare pe care n-ai fi văzut. Deci cred că da, cred că rolul mare al strategiei este de a ține și de a ghida direcția, dar în această direcție sunt foarte multe alte sub-excursii pe care diversi alți oameni care au zone din strategie pot să deservească poveste. Și peste asta mai prind și layer-ul de tehnologie, da, într-o mare de fragmentat. E tare să știi că, uite, apropo de oamenii care lucrez cel mai bine, oamenii de tehnologie vin cel mai des la strategie. Mai des decât oamenii de creație. Mi s-a părut interesant observația asta, pentru că ei cumva încearcă să-și definească acel experience în funcție de niște nevoi. Și asta mi se pare tare. Pentru că un om de creație, de fapt, mai degrabă încearcă să creeze un narativ care uneori, da, pleacă de la nevoile oamenilor, dar pe de altă parte uneori pleacă din povestea brandului. Și se pierde un pic conexiunea asta cu nevoia reală a consumatorului. Nu zic că e rău, pentru că uneori avem nevoie să spunem o poveste care ulterior își găsește fundamentul. Dar în cazul oamenilor de tehnologie, ei mai degrabă se uită la nevoi reale sau se uită la funcția de bază a marketingului care creează nevoi. Ce a făcut tehnologia, ți-a creat nevoi. Da? Adică apropo de povestea asta cu brand de tehnologie, n-a avut nimeni nevoia de smartphone. Dar nu te-ai născut, mama, abia aștept să am un smartphone. Cineva ți-a creat-o, da? Și ți-a creat-o într-un fel, aproape. Și asta mi se pare foarte tare. Sau vorbeam la începutul zilei despre fintech-uri. N-ai avut niciodată nevoia unei aplicații care să țină loc de banc. Dar acum e din ce în ce mai greu să nu o ai, da? Deci cumva cred că asta e marea calitate și marele rol al tehnologiei. Că ea vine să preîntâmpine niște nevoi sau pur și simplu să creeze niște nevoi care sunt răspunsul altor nevoi pe care sunt deja acoperite pentru oameni. Ia spune, dar repede așa, nu te gândi la asta, da? Cinstit. Spune cinstit. Ai folosit ChatGPT să scrii un brief? Da, folosesc foarte, foarte des, dar cred că nuanța importantă este am folosit AI-ul ca să generez idei pentru un brief. Pentru că cred că asta este marea lui valoare. Este un Google pe steroizi. Da? Adică ai o capacitate de a sărciui lucruri într-un timp mult mai scurt și mai bun, cumva. Pe de altă parte, și asta cred că e o discuție poate paralelă, dar pentru mine e important, ce e de înțeles în momentul de față al dezvoltării AI-ului este că el învață structuri lingvistice. El nu poate să-ți dea semnificații. Deci cumva ține de tine, de cum interpretezi datele alea care vin din investigare. Și cred că aici e de fapt miza pe termenul. Cât de deștept poate să ajungă AI-ul care trebuie să fie trainuit dincolo de structuri lingvistice. Și asta e o discuție lungă și interesantă și cred că de fapt este viitorul modului în care ne vom uita la AI. Deci da, îl folosesc și o să-l folosesc din ce în ce mai des pentru că e util. Nu văd de ce n-ai folosit ceva util care aduce valoare. Și hai să apăsăm un pic pe subiect. Bine, dar ce faci? Cum te trebuie? Băi, AI-ule, ia zi, ce părere ai despre? Sau cum îți generezi prompturile astea? Știi că se vorbește până la urmă despre a fi un job în sine, despre cum să creionezi prompturi. Da, ca să fiu la fel de cinstit ca la întrebarea anterioară, încă învăț. Pentru că nu știu exact cum să-l folosesc la adevărata lui valoare. Și învățăm împreună, cumva, adică asta mi se pare tare și fascinant e faptul ăsta că, într-adevăr, poți să dezvolți o relație până aici, știi?
Adică oricât a sunat de ciudat, există deja o relație în care tu îi pui întrebări unul ca să-l prinzi, să vezi dacă înțelege, dacă vrei să-l prinzi și el se prinde că tu vrei să-l prinzi, ceea ce este tare și îți spune nu știu să răspund la asta sau nu, aici trebuie să cauți lucrurile astea. Deci da, cred că răspunsul onest este nu am încă o metodologie de a folosi AI-ul, dar că apropo de minimum viable product, care este ideea de bază a tehnologiei, I'm learning. Nu? Da. Nu se poate vorbi totuși și de o creativitate în a prompta diverse task-uri. Ba da, cu siguranță, cu siguranță. De asta mi se pare tare că uneori când fac documentare cu AI, mai vorbesc cu oameni de creație, care spun, da, întreabă și chestia asta, sau folosește și sintagmele astea, sau cum ar fi să te uiți la nu știu ce din perspectiva asta. Și ajută tot timpul pentru că, din nou, vezi, cu cât te uiți mai lateral la o problemă, cu atât răspunsurile pe care le poți primi sunt mai diferite și mai interesante. Păi și cât mai așteptăm până scoate McKean un best practice în prompting AI? Nu pot să spun acum. E secret, ne-am gândit la asta. Da. Evident. Și cred că, de fapt, orice grup mare de comunicare se gândește la asta, pentru că, dincolo de aspectul foarte pragmatic, că este un tool pe care poți să-l folosești, Honestly este un produs de agenție. Și un produs de agenție care poate fi marketat și vândut pentru clienți, astfel încât să-și-l folosească unul poate chiar pe cont propriu. Și aș folosi pentru a scrie brief-ul de client. De agenție, da. Absolut. Uite-te, apropo de evoluția research-ului, mie aici mi se pare că tehnologia ajută foarte mult. Pentru că research-ul ăla complicat, cantitativ, care necesitau niște tool-uri cu mulți oameni și dura raportul și te enervai și clientul se supăra și așa mai departe, mai sunt foarte multe self-made-uri acum. Deci eu sunt self-service de research pe care îl poți folosi dacă știi din nou ce poți să întrebi. Ceea ce, da, este o democratizare a informației care la o anumită limită e periculoasă, pentru că a da informație pe mâna tuturor, nu știu dacă e neapărat un lucru bun, dar dacă știi cui să-i dai informația cumva premestecată, poate fi într-adevăr un lucru foarte util. Spune-mi dacă vezi un threat din faptul că până la urmă vorbim despre niște algoritmi care sunt trainuiți pe informație preexistentă. Pe foarte multă muncă și experiență, de-a dreptul zeci de ani de zile de experiență, da, investiți acolo. Ok, există oamenii seniori, experimentați, uh-huh, care înțeleg și știu să filtreze. Apropo de ce spuneam mai devreme și cui dai informația. Da. Ce se întâmplă și cum ne raportăm la, sau dacă este un threat, apropo de calitatea muncii și, sau mai degrabă de control uman al calității muncii, pe măsură ce lăsăm toată zona asta de muncă operațională, muncă asiduă, elbow grease, cum vorbeam, da, cu Roxandra mai devreme, din mână, da? Pentru că o are deja AI-ul și se ocupă el. Mm-hmm. Este un threat pentru calitatea demersurilor în general și al creativității. Este, cu siguranță. Nu putem să ascundem asta, dar cred că asta este, ori de câte ori vorbești despre un salt în evoluție, există un risc în spate. Adică n-ai cum să ignori asta și nici n-ai cum să reviți. Acum, gândește-te, sunt două exemple din două categorii diferite. Dacă faci o mașină puternică sport, nu o vinzi tuturor? Știi? Adică indiferent că e un șofer bun sau un șofer mai puțin echipat cu skill-uri, ba da, pentru că vrei să vinzi mașina respectivă. Deci cumva, până la urmă, responsabilitatea nu e doar a ta, celui care creează, ci și a ta, celui care utilizează serviciul respectiv. Iar pe de altă parte, zona în care tu te miști și zona din care ții informații, mă, e cam viața reală. Dacă grupul tău de prieteni este habornic și ortodox, nu vei înțelege niciodată valoarea democrației. Dar dacă ești în stare să te expui și să încerci să înțelegi, sau măcar să te uiți și la alte puncte de vedere, viața ta va fi complet mai bogat. Eu fac asta în asset-urile mele personale de social media. Oamenii râd de mine, oamenii, colegii mei în sensul ăsta, pentru că am tot fel de ciudați în lista mea de Facebook. Da? Dar e important să fii conectat. Ai zis Facebook, nu? Da. Deja nu mai ești relevant. Da. Băi, nu, aici chiar nu sunt de acord, pentru că e TV-ul digital. Adică corect. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar este unul dintre mediile în care se învârte și se răstogolește content extraordinar de mult și mi s-ar părea total greșit să eviți acest mediu de comunicare în contextul în care, apropo, populația României are vârsta medie de 43 de ani.
Deci cei mai mulți suntem acolo, nu poți să eviți mediul ăla pentru că oamenii nu mai cred că e cool, nici televizorul nu mai cool, dar oamenii stau 5 ore pe zi la el. Și la TikTok este media de vârstă ceva mai sus decât pe Instagram, da, spre exemplu. Da, absolut. Și e bun, adică mie, sincer, dintre toate mediile sociale, TikTok-ul mi se pare cu adevărat o revoluție. Pentru că dacă vorbim despre democratizare de entertainment, acolo s-a întâmplat povestea asta. Adică, apropo de momentele de glorie de care vorbeam la începutul discuției, bă, ăla e. Deci acolo oricine chiar poate să devine un fel de content creator și nu e nimic rău cu asta. Și mai mult decât atât, un lucru, observație pur personală, este faptul că a fost primul mediu în care am văzut utilizatori, nu? Uh-huh. Sau broadcasteri, da, care s-au uitat la acel mediu ca la o sursă de business. Da. Și au construit-o ca o persona, da, ei fiind niște teenagers, mulți dintre ei, da, sau poate niște tineri. Și au tratat-o nu ca pe un mediu, așa cum era propovăduit pe vremea noastră, da, de social, exact, media, exact, să ne conectăm, să descoperim, să global village și toate de-astea. Da. Da? Ci era mult mai pragmatică perspectiva de a se uita. Poate asta înseamnă digital native, de fapt, da, și nu să folosești tehnologia, ci cum te raportezi la tehnologie dincolo de hype. Da. Mi se pare foarte mișto ce spui, pentru că dacă stai să te uiți la evoluția jucătorilor mari din digital, Facebook, de fapt, când a încercat să fie competitorul lui Google, a încercat să facă search. Deci adevăratul motor de business pentru Facebook era să devină un motor de search. Ce mi se pare foarte tare la TikTok, raportat la Facebook de data asta, este că va fi cel mai mare magazin online din lume. Deci se vinde în draci pe TikTok și cred că asta e cea mai mare valoare a lui, pentru că a înțeles cel mai bine cum funcționează acest social shopping. Aici, din punctul meu de vedere. Aici o întrebare, apropo de strategie și de firul roșu, ce vorbeam mai devreme. Oare să fie vorba despre acel master plan sau despre o ascultare a semnalelor și o dezvoltare mai degrabă naturală înspre cum a mers audiența a mediului? Tu ce crezi? Că nu știu dacă ai putea să știi neapărat. Cum o vezi? O să-ți răspund poate cu o paranteză, și anume că mai tare decât să înțelegi trenduri e să le creezi. Și cred că asta face TikTok-ul. Adică orice broadcaster, între ghilimele, de pe TikTok, ar face bine să încerce să creeze trenduri în loc să le înțeleagă. Pentru că vestea foarte proastă cu digitalul este că e foarte volatil. Foarte, foarte volatil. Și foarte fragmentat. Și foarte fragmentat. Deci cumva nu poți să călărești trenduri cum le călăream noi acum 10 ani, că era clar că așa se întâmplă și 3 ani de zile va fi despre asta. Nu, ele se schimbă în cel mai rău caz, în cel mai rău caz de la o lună la altă. Ca să nu zic de la o săptămână la altă. Uită-te cum evoluează știrile, cât de repede un subiect devine pe prima pagină și cât de repede dispare. Da, cu ce dinamică are agenda publică, exact. Da. Ia spune, mai ai făcut vreodată exercițiul ăsta de a vedea ce trenduri, mai ales știi că ne tot vedeam pe la prezentări de industrie și așa, și veneam. Da. Fiecare am trecut prin trendurile noastre, ca să da, zic da, așa. Da, da. Te-ai uitat vreodată în spate să vezi ce a rămas un an, poate 2 ani mai târziu, da, din trendurile alea? Da, tot timpul asta, pentru că așa este, tu știi, da. Dar eu sunt cel mai mare dușman al prezentărilor de trend. Mi se pare cea mai mare prostie din lume. Și cel mai bun exemplu este anul 2019. Deci ce atâta bun prezentări de trend ce făcut bun, în da, decembrie 2019, după care ce să vezi 2020, 2021, 2022. Este, cred că cea mai mare revelație despre a fi humble și de a încerca să nu mai prevezi viitorul. Cred că, de fapt, asta e marea problemă a brandurilor astăzi. Că în continuare încearcă să prevadă viitorul în loc să se bucure de ziua de astăzi. Asta îți dă digitalul astăzi. Îți dă această posibilitate enormă de a comunica astăzi, pentru astăzi. Știi? În timp ce, că noi doi am lucrat împreună pe niște conturi din astea globale, făceam planul pentru 3 ani înainte. Dacă n-am învățat asta după pandemie, înseamnă că ceva e foarte greșit cu industria noastră comună și client și agenție. Că aceste planuri pe 5 ani, 3 ani, 10 ani... Și atunci ce mai rămâne? Adică până la urmă, apropo, trebuie să mă întorc la firul roșu. Adică e, da, cumva e defect profesional, dacă vrei. Nu, e bun, e bun. E bun cum întrebarea. Îl păstrezi, da? Totul se schimbă, trendurile se schimbă, creăm pentru astăzi. Cum păstrăm coerența? Care este esențială până la urmă la nivel de brand. Cred că coerența vine din modul în care te uiți tu la lume.
Adică povestea asta care e foarte cheesy cu un rol social pe care brandurile trebuie să-l aibă și brandurile care salvează lumea. Vedem că toate brandurile salvează lumea, dar lumea o duce din ce în ce mai rău. Deci ceva clar nu facem bine sau ceva e foarte ipocrit. Eu cred oare că ceva o duce mai rău sau doar ne place duce, să... O duce cu siguranță mai rău. Hai că lumea atinge și subiectul atingem, ăsta. Atingem, da? Pentru că asta este partea întunecată a internetului. Internetul ne va face foarte săraci, din multe puncte de vedere. Dar e o discuție foarte filozofică și foarte profundă. Putem vorbi despre ea. Da, o facem după ce luăm și acele întrebări. Da, o ca facem să... altă dată, da. Dar ca să revin la întrebarea de bază, linia roșie vine din cum te porți. Lumea se poate schimba în jurul tău, lucrurile evoluează în jurul tău, nu înseamnă că nu trebuie să evoluezi și tu, doar că tu ai nevoie să ai o poziție destul de constantă. Da? Adică dacă ai ceea ce numim noi în acel brand piramid valori, alea sunt cele care ar trebui să-ți dea linia roșie. Dacă știi ce valori să folosești în lumea care se schimbă în jurul tău, cred că e... Și nu e doar despre brand-uri, cred că e la fel și despre oameni. Deci, Ștefan, e foarte interesant. Noi am plecat să fim substanțiali. Aș zice că se întâmplă, dar să fim scurți. Mm-hmm. Nu știu dacă să ne iasă, pentru că atins iarăși un subiect... Deci suntem doi planeri, e ciudat. Da, exact. Pentru că atins acest subiect valori, știi, acele lucruri întotdeauna, și eu la rândul meu fiind extrem de aproape de ce înseamnă brand ca demers de business, mm-hmm, și mult mai puțin de comunicare. Și exact narativul brandului, știi, că acele misiune, viziune, valori, știi, da, care sunt trecute la diverse, hai să punem și noi ceva acolo să dea frumos, știi? Da. Și uite că aș vrea să punctăm lucrul ăsta, cred că aș vrea să-l și tăiem ca un short ceva. Da. Tocmai pentru că parcă ar trebui spus în cât mai multe feluri posibil, că în toată fragmentarea și dinamica și rașul pe care tehnologia și digitalul, metasistemul ăsta până, uh-huh, la urmă, că nu mai e doar un ecosistem, da? Uh-huh. Îl aduce și îl împinge ca și oameni, ca și branduri, ca și orice manifestare de sorginte umană într-un fel sau altul, uh-huh, ne ținem drepți dacă avem acea coloană vertebrală spus în popor, respectiv, da, valori. Exact. Da, mie mi se pare că asta este chintesența strategiei. Ce valori te ghidează când faci sau spui lucruri? Și uite că avem, azi aș risca să zic că avem un răspuns la acea întrebare, la cine e firul roșu? Da, din nou, vezi, depinde cine este keeper-ul brandului, știi? În mod normal ar trebui să fie un om de brand. Și aici sunt cumva hoțăman, pentru că când spun om de brand, el poate să fie la client sau poate să fie în agenție, dar trebuie să aibă acest rol. Apropo, știi ce se angajează foarte tare în ultima vreme în firmele de tehnologie? Filozofi? Da. Și știi de ce? Antropologi. Pentru că sunt singuri care au capacitatea de a pune multe întrebări idiote. Și să nu le fie rușine de asta. Adică mi se pare că această eterotetică modernă este de fapt ceea ce va aduce valoare. Și asta va fi cumva valoarea umană în această poveste digitalo-tehnologică. Dacă știi să pui mereu întrebări care te încuie. Mașinile nu vor ști să facă asta. Vor pune întrebări după algoritm. Paranteză, știi că având Nadal o finală, cred că la Flash în Mideu acum 2 ani și după primele 3 seturi, da, după primele 2 seturi, de fapt, era condus cu 2-0 la seturi, toate data-urile alea arătau că o să pierde meciul. A întors meciul. Da? Deci cumva, dacă nu reușești să pui un pic de bază și în hazard, dacă nu poți să pui un de bază și în acel what if, dar dacă nu e așa, acolo comunicarea se va pierde. Adică dacă vei fi prizonierul algoritmului 100%, nu vei mai avea conștiință critică și asta ne diferențiază de mașini. Liberul arbitru. Într-adevăr, bine punctat. Până la urmă, aș putea zice că este doar o excepție care ar confirma regula. Și eu mereu zic treaba asta că eu îmbrățișez și sunt ok ca majoritatea oamenilor să facă lucrurile safe, uh-huh, pentru că asta ne ține stabili și îți dă ocazia, da, ție să riști. Da. Pentru exact că cei care o joacă safe, da, sunt fundația. Absolut. Pentru că acel, știi, nu știu, 1%... Ieți în terenul de joacă, da. Da. Așa da, e, da, corect. Da, corect, da. Da, e bună observație. Și apropo de asta, îți dai seama ce tare ar fi niște branduri care nu ar vorbi despre să ieșim din zona de confort?
Pentru că tu, ca brand, da, trebuie să ieși din zona de confort. Oamenii, da, nu vor să facă asta și nici nu sunt obligați să facă asta. Cred că aici e de înțeles un pic povestea asta. Da. Nevoia de bază a oamenilor e safety. Oricare ar fi acel safety, că e financiar, da, fizic, whatever, dar e o nevoie de safety. Asta cu rebelii care schimbă lumea, sunt puțini și asta e bine. Exact, exact. Sunt puțini și they rather walk the talk. Da. Și până la urmă erau oameni, că știi că întotdeauna sunt tot fel de principii, că ne place, poate cu, da, nu cu trend, dar cu principiile. Da, da, da. Și, da, da, și principii, exact, și principii, ca să, exact, ca să zic așa. Exact. Wisdom of crowds, am mare, mare încredere în asta. Da, și eu la fel. Și e cea care, nu zic că ne salvează, că nu murim, da, dar e cea care, care dă, dă coerență în definitiv, mm-hmm, care setează playground-ul și limitele lui, absolut, definitiv. Absolut de acord. Da. Pentru că odată ce ai limite, știi ce ai de înfrânt. Știi ce trebuie să faci. Așa e, așa e, corect, da. Fair point. Ok. Strategie. Cum arăta acum 10 ani de zile strategia? Ce spunea Ștefan de acum 10 ani de zile despre... Era mult mai impostor decât e astăzi. Pentru că, cum spuneam, încercam să rezolvăm, având mai puține informații, mult mai multe lucruri. Adică recomandări de media care veneau din strategie fără cifre. Da. Sau behavior pe care astăzi le poți vedea foarte ușor folosind tot felul de tool-uri care sunt embedded în platformele sociale. Și spuneai, făceai tot felul de afirmații. Era un alt fel de storytelling, știi? E un director de creație și un om de creație pe care îl respect foarte tare, Șerban, care spunea că a fi planner înseamnă să fii copywriter pentru copywriter. E foarte forțată afirmația, dar în logica acelor timpuri, băi, cam așa era. Adică trebuia să scrii foarte bine pentru niște creativi ca să te bagi în seamă. Ceea ce era ușor cam ironic, cumva, știi? Bine, hai să spun experiența mea prima dată când a trebuit să scrii brief de creație. Vazi pe burta goală, știi la ce mă refer, da, da, da. Și aveai în față un director de creație cu niște mulți ani și de viață și de experiență, da, în față, da, și zicea, ce să-i ce spun eu ăsta, exact, și să fiu și deștept, da, în fața, da, da, lui. Da, așa au fost niște traume și, într-adevăr, cum arată ce spune Ștefan de astăzi despre strategie? Gândește în ecosistemul ăla, tehnologie, da, era. Da, 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 da. Cred că Ștefan de astăzi are mai puține certitudini, ceea ce cam greu pentru un om mai în vârstă, cum încep să devin eu, dar este mult mai util pentru proces, pentru că atunci când ai mai puține certitudini, ești mai deschis să înțelegi lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Și cred că asta este astăzi o mare bucurie a strategiei, că ai șansa să înțelegi mult mai multe lucruri. Iar faptul că digitalul face ca lucrurile să devină mult mai repede, ce s-a întâmplat în businessul nostru este că a apropiat comunicarea mult mai mult de business. Și dacă nu înțelegi business, și acum 10 ani era important, dar cu atât mai mult astăzi, când lucrurile se întâmplă mult mai dinamic, dacă nu înțelegi business, păi n-ai făcut nimic. Și cred că asta e o lecție importantă pentru orice om care vrea să facă planning. Îți place sau nu-ți place business? Pentru că nu îmi place aia cu produsul, cu RTB-ul, cu căcatul ăla, nu mă interesează. Ba nu, alea ar trebui să te intereseze. Pentru că dacă nu înțelegi partea aia, nu știi ce să cauți. Hai să duc mai departe un pic și asta spun că am făcut așa ca ambiție un pic personală să încerc să o embed, adică nu doar să o înțeleg. Cum să înțelegi business-ul de ordin financials? Da, da, da. De care să poți să... Adică nu neapărat să legi 100%, depinde de context, să legi demersuri de brand sau de comunicare, depinde unde ne uităm, ci cât să le dai context relevant pentru acei oameni care să nu se mai uite la ce înseamnă comunicare ca un rău necesar, ca să zic așa, ca pe un cost de ca un centru de cost. Da. Da, așa e, corect. Eu am o istorie aici personal foarte foarte bun, apropo de a fi umil cu cifrele. Acum foarte mulți ani, când m-au băgat prima dată în management meeting la BBVA, se discuta despre finalul anului. Era, nu știu, cam perioada asta a anului. Și la un moment dat era o discuție foarte aprinsă, care a durat foarte mult din punctul meu de vedere, pentru, nu știu, 500 de euro sau ceva, pe ceva, nu mai țin minte care era topicul, dar știu că era această cifră pe masă. Și pe vreo jumătate de oră, pentru că ca orice strateg care are un pic de ADHD, cum sunt și eu, am zis, bă, da, hai să move on, că sunt 500 de euro, fuck it, știi? Și nu o să fie niciodată ce mi-a spus atunci CEO din perioada aia, Dan Moran, și a zis, da, așa este, dar asta este prima de Crăciun al unui șofer.
Și s-a schimbat profund modul în care... Da. Pentru că prima dată mi-am dat seama că toți banii care mie mi se păreau un căcat, da, scuze... Schimbă de, viața da, unui... Poate să suntem în online, ai permite, măcar da, atâta lucruri. Reprezintă foarte mult pentru un om care, apropo, muncea foarte mult pentru noi. Da. Dar da, ăsta e cumva learning-ul, că în momentul în care începi să înțelegi care este valoarea fiecărui ban dintr-un business, începi să înțelegi care e logica business-ului respectiv. Hai să începem cu aurul. Da. De la Nadia Comăneci, mă rog, nu chiar de la Nadia Comăneci încoace, dar nu prea ne-am mai atins așa de aur, așa de că aur. Să încercăm noi să facem, uite, da, și astea sunt așa, pauriu pentru un motiv, da, dacă, da. Uite, să-l punem așa, să, da, da? Să se vadă la cameră. Exact. Un sfat de aur pentru marketeri, nu au oameni de agenție. Băi, e unul foarte simplu și poate că sunt într-o perioadă în care, știi că după anumite vârste încep să crești a doua oară, sunt în perioada în care cresc a doua oară. Cred că sfatul este, fii un pic mai umil. Pentru că dacă ești un pic mai umil, poți înțelege mai bine niște lucruri. Din păcate, trăim într-o perioadă în care, apropo de bule și de comunități, suntem foarte alb și negru. Na, suntem, maniheismul ăsta nu cred că ne ajută astăzi. Și plecăm la drum cu foarte multă certitudini și cu cât ești mai experimentat, cu atât ai impresia că știi mai multe lucruri. De fapt, nu știi. Doar ai impresia că știi. De sfatul este, fii un pic umil. Și cu business-ul, și cu oamenii din jurul tău, și cu realitatea în care trăiești. Fă un efort de înțelegere. Hai să ne mutăm un pic din perspectivă. Lăsăm deoparte pălăria de Head of Strategy. Mm-hmm. Și ne uităm ca gatekeeper al brandului Cotnari. Uh-huh. Adică clientul. Adică clientul, da. Și apropo de a fi umil. Băi, acolo a fost cea mai tare lecție, pentru că e prima dată când am înțeles că succesul unui business, și o să sune foarte rău asta pentru industria noastră, nu ține de comunicare decât într-o anumită proporție care unor nu e atât de mare pe cât credem noi. Adică partea aia de cum e produsul, cum e distribuția, care e pricing policy și lucruri de genul ăsta sunt de multe ori mult mai important decât comunicarea deșteaptă care credem că o putem face noi într-un PowerPoint care arată frumos, care și îl poate fi gestionat cu AI acum ca să arate și mai bine. Deci da, eu am învățat business și sunt foarte recunoscător acestei companii, care este o companie antreprenorială românească cu toate bunurile și relele care vin din acest concept. Dar am învățat să înțeleg ce înseamnă să ai grijă de un produs, ce înseamnă vremea care se poate influența un produs, ce înseamnă un context de piață care practic îți închide un canal de desfaceri cum a fost pandemia și cum practic pentru o companie ultra tradițională cum este sau cum era Conar a trebuit să treacă în online. Ceea ce a fost extraordinar pentru, o să sune perotip, dar nu este, pentru o gașcă de oameni care sunt, de fapt, oameni de agricultură. Înveți foarte multe lucruri. Când vezi cum se creează un produs de la modul că trebuie să mergi în vie când linge, plouă la 5 dimineața și mai pleci de acolo noaptea, cam înțelegi ce înseamnă să ai o zi grea la birou. Cu adevărat grea. Da, uite, simțeam nevoia să dăm un pic de substanță apropo de ce vorbeam aici la... Mm-hmm. Cum să se manifestă aceasta, a fi umil. Mm-hmm. Și practic, da, e un lucru pe care trebuie să recunosc și eu l-am învățat fix în aceleași condiții. Să vii din agenție unde pe strategie, indiferent că ești pe creație, pe media, nu contează, trebuie să fii de smart ass. Mm-hmm. Și să intri tu acolo și să pui lucrurile în ordine și să pleci înainte să spună cineva întrebarea grea. Practic. Da. Da. Să trebuiască să fii responsabil cu adevărat de un demers care să livreze profit, să livreze pe un markup, să-ți plătească salarii, să plătească zeci și sute de oameni de cele mai multe ori, dacă și mai ai și un consultant pe așa ceva, de obicei ai mai mult decât pe tine de, cu siguranță, de ținut, da? Dacă nu doar cu așa un one-on-one, ești la o cafea. Uh-huh. Și da, nu e umilință, ci a fi umil, uh-huh, vine din a te pune în locul care dă cea mai mare valoare. Și poate uneori să fie, și în anumite momente poate să fie de comunicare, alteori poate să fie de brand, alteori poate să fie de comunicare internă. Absolut.
Și foarte important acest aspect pe care l-am înțeles mult încoace, adică vorbim de produs, da? Să livrezi, care e făcut de oameni. Da. Iar produsele de calitate au în spate, într-un fel sau altul, niște oameni de calitate. Adică nu vrem să generalizăm neapărat, dar trebuie să fie, un benchmark de calitate acolo. De asta vorbim și în contextul mixului, de vorbim despre de a crește nivelul general de calitate, pentru că în felul acesta crește evident și performanța accordingly. Da. Mi se pare că ai spus o chestie foarte, foarte importantă, și anume că într-un moment, în fiecare moment, există alt layer care trebuie influențat ca business-ul ăla să aibă succes. Cu cât înțelegem mai repede povestea asta, cu atât mai bine. Și acum mă uiți la marketing din corporații, pentru că de multe ori încearcă să rezolve probleme de comunicare, probleme de business prin comunicare. Nu se poate. Nu se poate și e frustrant pentru toată lumea. E foarte adevărat că acum, tot din realitatea lumii noastre, mandatele sunt din ce în ce mai scurte. Un CEO nu vine, nu are un mandat pe 5 ani, are un mandat pe 3, în primul an abia înțelege care treaba cu business respectiv, încă un an trebuie să livreze și încă un an se gândește care este next step-ul pentru cariera lui. Și e absolut normal să fie așa, pentru că e un business de oameni. Dar în timpul ăsta trebuie să rezolvi problemele în mod corect. Și aici, asta e complicat. Hai să continuăm aici, că ai zis bine, vrei să rezolvi probleme din comunicare. Și știi unde cred că undeva au încercat poate unii și zice și are și o denumire treaba asta. Îi zice greenwashing. Da, exact. Da? Exact. Și vorbim despre sustenabilitate, ESG. Da. Aș atinge un pic și acest subiect, să-l demitizăm și pe acesta. Da. Ridici pe la filă toate subiectele în care sunt foarte direct și necorporate, dar e ok. E online. Da. La care potențialul de bullshit e foarte mare. Da, este. Și mi s-ar părea păcat. E o șansă pe care am avea-o să nu fie așa. Da. Cum? Ce? Când? Putem face? Păi cred doar niște gânduri. Cred nu e o întrebare în sine, doar pentru subiectul. Sincer, pe mine e un subiect care mă fascinează foarte tare și mă interesează foarte, foarte tare. Pentru că, în primul rând, este un job al corporațiilor. Adică asta trebuie să înțeleagă toată lumea. E o responsabilitate. E o responsabilitate a corporațiilor. Pentru că dacă tu pui pe raft tot felul de lucruri care nu sunt așa și vrei să vinzi, nu te aștepta ca oamenii să se poarte altfel. Da? Adică asta este marea ta forță a corporației, că poți să influențezi atât de profund un comportament încât omul ăla chiar să-l facă ce să vezi. Și practic ce se întâmplă este fix responsabilitatea ta. Și de fapt, cred că asta e cea mai bună definiție a sustenabilității. Dincolo de orice bullshit din ăsta de comunicare, sustenabilitatea înseamnă a fi responsabil. Cu cât învățăm mai repede povestea asta, cu atât cred că o să fie mai ușor. Eu nu cred că lumea e pe final, că o să murim, că planeta se duce în aibii. Nu, chiar nu cred în poveștile astea. Nu cred în nimic care este alarmist. Evident că nu facem lucruri bune pentru natură în momentul de față. Pe de altă parte, ce mi se pare foarte ipocrit este că tindem să punem semnul de calitate între sustenabilitate și natură. Nu e doar despre asta. E despre a folosi în mod rațional resursele pe care le ai la îndemână. Și permite-mi aici o completare, că avem I de la environment, S de la social, exact. G de la governance. Exact. Okay? Exact. Și, foarte rar se vorbește despre numele din aceste acronime, nu? Foarte rar. Da. Uite că facem noi acum. Dacă facem tot acum, substanță, dacă tot îi dăm tare, îi dăm până la cap. Da, e bine, acest ESG, că și eu la rândul meu chiar l-am studiat. Adică am și luat o diplomă frumos pe subiect. Da. Discuțiile foarte multe erau, de unde începem? Știm unde vrem să ajungem și la nivel de discurs toată lumea și începe cu I-ul, da. Adică E-ul, da. De la environment, da. Când de fapt esențial este să încep de la G, de la absolut. Governance. Absolut. Exact, apropo de corporații și de a trata ca pe un pilon, hai să zicem cuvântul, strategic, la nivel de sustenabilitate a business-ului. S-ul este esențial pentru a ajunge la E. S înseamnă tot ce este de social. Și acest social este și angajatul, absolut. Este și consumatorul. Absolut. Și de asta, adică de aici vine responsabilitatea, care
Evident că se împarte, se distribuie la fiecare dintre cei responsabili, mm-hmm. da? Sau mm-hmm. dintre jucători, că toți suntem responsabili, în așa numitul value chain. Da. Facem un subiect despre separat, asta. Da. Deci avem încă două episoade de făcut. Nu, asta e foarte tare și sincer, cred că asta este o discuție care chiar lipsește din spațiul marcomului. O discuție onestă despre ce se poate face. Și e păcat pentru că, băi, în puterea noastră, adică avem atât de multă creativitate și de o parte și de alta baricadei și nu o folosim for the real greater good, știi? Care e al nostru, al tuturor. Acum nu o să dau nume, dar în... hai să zic pe asta, poate o tai la montaj. Când am făcut cursul de cu pricina, aveam nevoie de un case study. Uh-huh. Case study însemna să am un caz real. Uh-huh. Lucrul pe care l-am făcut, evident, a fost să mă duc către colegii noștri, managementul grupurilor mari. Chiar am făcut asta. Uh-huh. N-a ținut. N-a ținut. Și știi de ce? Am zis, bă, uite, vreau să fac asta, nu e... știți cine sunt, știu cine sunteți. Mi-e la îndemână să... Și ce outcome iese e al vostru. Mm-hmm. Pur și simplu. Da. Ok, interesant. Avem alte priorități. Și știi care era una dintre priorități? Era să pregătească campania de premii. Așa că te întreb. Ce înseamnă premiile pentru, uite, hai să zicem, pentru un departament pentru strategie și până la urmă pentru o agenție de publicitate? Aș fi ipocrit să spun că nu înseamnă nimic. Chiar aș fi ipocrit. Și înseamnă. Premiile, până la urmă, sunt o să sună un pic antropologic. Sunt o celebrare a lucrurilor bune pe care le facem împreună cu partenerul tău de la client. Fie că e vorba de festival de creație, fie că e vorba de festivaluri de eficiență. Deci da, din perspectiva asta a celebrării, premiile sunt un lucru foarte important. Devin mai puțin importante când sunt un scop în sine. Adică dacă faci o campanie de premiu, asta nu cred că ajută pe... Nu cred că ajută pe nimeni, că pe unii ajută. Îi ajută în carieră, cu siguranță, și nu cred că trebuie să ascundem lucrul ăsta, dar nu cred că ajută la valoarea pe care tu poți să o aduci. Adică mi se pare că când ai atât de multe resurse creative pe care poți să le pui pe masă, scopul tău să fie doar să iei un premiu, e ridicol, știi? Adică e ca și cum te-ai sui pe un munte, știi că poți să ajungi până în vârf, dar te oprești pe prima pagină, că e frumos acolo. Da, e frumos acolo, dar nu mai e nimic de descoperit până sus, mă gândesc, adică aici e discuția asta. Pe de altă parte, pentru că suntem niște mici animăluțe care au nevoie de recunoaștere, toți din industria asta a marcomului, fac parte din maturizare. Adică e bine să câștigi premii pentru că scapi de ceva ce trebuie să atingi. Și când scapi de problema asta, te poți concentra pe lucrurile valoroase. Eu am avut acest noroc că am luat niște premii de tânăr, ca să zic așa, și mi-a trecut repede. Și între timp am ajuns și la client, într-un client care asta cu premiile chiar este ultima problemă din lume. Dar da, cred că e un proces de maturizare prin care toată lumea trebuie să treacă. Și e bine, adică celebrarea unei industrii nu e un lucru în sine rău. E rău când, ți-am zis, devine un scop în per se, știi? Sunt premiile o competiție sau o celebrare până la urmă? Pentru mine trebuie să fie o celebrare. Evident că ești invidios când nu câștigi, dar depinde cum te uiți la invidia asta. Eu când pierd și, cum să spun, am și pierdut în viața asta, nu m-am făcut decât să fiu mai ambițios și să fac mai bine. Și dacă te uiți așa la lucruri, e o competiție bună. Dar, din nou, dacă doar vrei să ai niște multe gablonțări acasă, păi se termină și casa aia. Și da, după aia ce faci? Trebuie să te muți, dai alți bani. E un pic complicat. Da, dăm în altele. Deci da, cred că ar trebui să fie o celebrare. O celebrare a lucrurilor bune care se întâmplă într-o relație. Avem o problemă în România cu celebrarea, să știi. Să știi că de asta e mixul. Da. Mixul este despre a celebra și noi căutăm să nu vorbim despre... participă sau intră în competiția mix, ci uh-huh. join the mix. Uh-huh. Acest join nu este ales la întâmplare și este tocmai pentru a putea să aducem în același loc oameni de, uite, de strategie, de creație, de media, de publishing, din zona de research. Uh-huh. Pentru că demersul ăsta, apropo de ce spuneam mai devreme, la cât de mare și sunt oameni din toate părțile, strategie peste tot, da? Da. Este un demers comun.
Și valoarea lui este doar atunci când reușim într-o oarecare măsură să ne bucurăm împreună. E un început, da? Despre asta e mixul. Dar în egală măsură să putem să și avem un limbaj mai degrabă comun decât nu. Super! E o inițiativă laudabilă. Da. Păi de asta și facem, investim acest timp, da. Da, da, da. Să fim mai aproape de acest scop, care evident trebuie și mă bucur că este comun. Uh-huh. Altfel, truth be told, nu cred că eram aici la această masă, dacă nu... Îmi place sloganul pe care ai folosit. Da. Ok. E bine, e de la echipă, să știi. Da, da, da. Ai și cu sfatul pentru colegii din Marcom, de aur, evident. Păi, am avut to be humble pentru clienți. Cred că e la fel de valabil și pentru oamenii din Marcom, dar cred că pentru oamenii din partea asta a Marcomului, din zona de creativitate, e să te expui mai mult la cultură. Cultura este cel mai mare generator de năulici pe care poți să-l... Definește cultura. Băi, cultură înseamnă de la simpla discuție cu vecinul în lift, în care întreb dacă el înțelege ce înseamnă bugetul de stat. Apropo, asta e o întrebare grea pentru foarte mulți cetățeni ai României. Până la a descoperi un pic ce înseamnă România, cu adevărat, pentru că România are multe fațete, nu sunt două românii, sunt multe, multe românii. Fiecare zonă geografic-istorică este o Românie foarte aparte. Paranteză, întâlnirea cu Cornari mie mi-a deschis lumea Moldovei, care este o lume extraordinar de spectaculoasă și pentru mine a fost o mare bucurie să mă întâlnesc cu povestea asta. Deci, da, cred că cultură înseamnă orice încercare de a înțelege din ce spațiu venim, atât fizic cât și mai ales mental. Cred că asta e. E un apel să iasă din bulă? Da, pentru că cu siguranță lumea cu adevărat se întâmplă acolo unde tu nu te aștepți. Se întâmplă în obor și nu în oborul la Fancy, în oborul la mai profund. Se întâmplă la Piața Nărilor, aici vis-a-vis de locul în care stăm. Se întâmplă în Primăverii, se întâmplă în Fraterii, dar la fel de bine se întâmplă la Trabanele și așa mai departe. Dacă nu înțelegi lucrurile astea și nu te uiți la ele, ești în afara lumii în care trăiești și n-ai cum să scrii o poveste despre asta, știi? Și zici că mai degrabă sunt așa baricadați în acea lume pe care o vor oamenii. Nu cred că sunt baricadați, cred că suntem cu toții prizonierii lumii în care ne simțim bine. Ceea ce, iarăși, apropo de discuția anterioară, nu e rău să fii în zona de confort. Problema este că nu înțelegi că dincolo de zona de confort există o lume întreagă. Acolo e problema, nu te pune nimeni să te duci în ea. Dar faptul că o negi sau că nu-ți pasă de ea, e realmente o prostie, adică nici nu știu cum să numesc altfel, că ăsta e termenul, o prostie, să nu înțelegi că în jurul tău există foarte multe lumi. Știu un exemplu foarte bun, din păcate am călătorit foarte mult cu Wizz în ultima vreme, pentru că, ce să vezi, o altă companie românească a dat faliment și a trebuit să... Na, sau asta altă companie românească, da. Și poți să rămâi la nivelul ăla în care să spui, uite ce nasoi sunt oamenii ăștia cu papornițe, sau poți să stai de vorbă cu fiecare dintre ei. Băi, în 90% din cazuri am auzit niște povești de viață extraordinare. Extraordinare. Dar, din nou, trebuie să ai, cum să spun eu, lejeritatea ta de a trece peste modul în care vrei să-i definești pe oameni. Păi și cum ai intrat în vorbă? Eu îi întreb pur și simplu. Și ce faci tu în Italia? Unde lucrezi? Care e deci, ca în tren. Se făcea odată în tren, nu? Fix, da. Da, da, da. Am înțeles. Da, și realmente, adică am discutat cu niște oameni care poate că dacă eram pe stradă, mi-ar fi fost frică literally să intru în discuție. Dar pentru că eram într-un spațiu în care, până la urmă, era o convenție care totuși toți trebuie să fim cât de cât decenți, s-a creat contextul unei discuții absolut normale și reale. Băi, ia, ți-am zis, poveștile de viață sunt extraordinare. Extraordinare. Bun. Al treilea episod. Așa. Deja se prefigurează, nu? Se prefigurează episodul, da. Ștefan, ce să zic, că nu e o surpriză, cel puțin nu pentru mine, că avem multe de vorbit. Dar hai să trecem la lucruri fulger. Fulger. Da? Porf. Două cuvinte. Ești pregătit? Da. Da, așa. Îi dăm. Dacă industria publicitară ar fi un gen muzical, care ar fi acela? Indie. Data-driven sau social-driven insights? Social-driven insights. Metaverse și VR sunt următorul Big Bang sau un alt Big Hype? Metaverse nu e nici un Big Hype, nu e nimic, e o construcție. AR-ul este o șmecherie mare. Dacă ai putea inventa un robot care să te ajute în day-to-day job,
ce sarcini ai delega și de ce? Jobul de viață ar fi să pună plapuma în prostia aia. Este oribil să faci asta. Urăsc chestia asta, este ceva îngrozitor. În zona serioasă l-aș pune să citească mail-uri. Am foarte multe mail-uri inutile. Foarte multe mail-uri inutile. Ce crede mama ta că face la birou? Încă nu știe, încă nu înțelege. Și nici nu cred că o să înțeleagă vreodată. Nu mai discutăm despre asta. Da. E un subiect pe care îl parcăm, știi? Și ce mai faci? A fost bine la serviciu, mamă? Da, bun. Care e cel mai amuzant concluzie despre ce faci tu pe care... Hai să o dăm așa, o să o închidem amuzant, știi? Ne mutam cu firma, cu BBDO pe vremuri și am fost împreună cu un dintre managerii de atunci într-o casă care era ținută de Nicu Gheară. Și omul ne-a zis, deci voi faceți cărți de vizită. Asta mi se pare definiția pe scurtă publicității. Excelent. Asta a fost. Nu știu cât a durat, nu știu cât o să rămână din toată discuția asta. Dar măcar ne-am distrat. Da, măcar ne-am distrat, asta e clar. Super. Trebuie să mai facem asta. Mai facem. Mulțumesc frumos de invitație. Cu mare plăcere. La bună vedere.